Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit într-o nouă călătorie a gustului împreună cu Jamila și Tefal. De data aceasta vom pregăti împreună 3 rețete de creveți la grătar, delicioase și ușor de preparat. Vom începe cu o rețetă de creveți în stil grecesc, vom continua cu una în stil indian și vom termina cu o rețetă de creveți în stil chinezesc. Arome minunate din 3 țări diferite. Haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru creveții în stil grecesc vom avea nevoie de 250 de grame de creveți, 2 linguri de ulei de măsline, zeama de la o lămâie, 3 căței de usturoi mărunțiți, câteva crenguțe de oregano, o lingură de roșii uscate cu busuioc și usturoi, sare și piper. Pentru creveții în stil indian vom avea nevoie de 250 de grame de creveți, o jumătate de legătură de coriandru, 100 de grame de iaurt, cât o jumătate de linguriță de chimion, boia iute, turmeric și garam masala, 2 linguri de ulei, sare și piper. Iar pentru creveții în stil chinezesc vom avea nevoie de 250 de grame de creveți, 100 de ml de suc de ananas, 150 de grame de ananas din conservă, 3 căței de usturoi răzuiți, 2 linguri de sos dulce de chili, 2 linguri de ulei, 2 linguri de sos de soia și 10 grame de ghimbir răzuit. Pentru început ne vom ocupa de creveții în stil grecesc, așa că vom face marinada. Voi pune zeama de lămâie într-un bol mai mare. Voi adăuga uleiul de măsline extra virgin, roșiile uscate cu busuioc și usturoi, oreganoul, care poate fi uscat sau proaspăt, usturoiul răzuit și condimentăm cu sare și cu piper după gust. Amestecăm totul foarte bine. Și putem adăuga creveții pe care i-am decorticat și i-am eviscerat. Îi amestecăm și pe ei foarte bine cu toate aromele și îi lăsăm la marinat pentru aproximativ o jumătate de oră. Pentru creveții în stil indian avem o marinadă mai condimentată, așa că voi pune iaurtul într-un bol mai mare. Voi adăuga condimentele, adică chimionul, turmericul sau curcuma, garam masala, boia iute, piper și sare după gust. Adăugăm și uleiul și coriandrul proaspăt pe care îl puteți înlocui cu pătrunjel. Amestecăm foarte bine totul, iar în acest amestec foarte aromat voi adăuga creveți. Îi amestecăm și pe ei foarte bine și lăsăm să se marineze tot pentru cel puțin o jumătate de oră. Pentru creveții în stil chinezesc, marinada are arome diferite, dar este la fel de gustoasă, așa că voi începe cu sucul de ananas, pe care îl pun într-un bol. Voi adăuga sosul dulce de chili, ghimbirul răzuit, usturoiul, sosul de soia și uleiul. Nu mai adăugăm sare pentru că sosul de soia este deja sărat. Amestecăm foarte bine totul și adăugăm creveții, pe care îi amestecăm foarte bine și lăsăm și pe ei la marinat, tot pentru jumătate de oră. Când creveții s-au marinat, îi putem pune pe bețe de frigăruie . Punem aproximativ 5 creveți pe fiecare frigăruie. Pentru frigăruile în stil indian, vom proceda exact la fel. Pentru frigăruile în stil chinezesc, vom proceda puțin altfel, adică, pe lângă creveți, vom adăuga și câte o bucată de ananas. Și vom alterna, vom pune câte un crevete pe frigăruie și câte o bucată de ananas. Nu aruncați această marinadă, pur și simplu fierbeți-o pentru aproximativ 5 minute, iar la final puteți servi frigăruile alături de ea. Pentru a găti frigăruile, voi folosi grătarul electric Tefal OptiGrill XL. Îmi place acest grătar pentru că are o suprafață de gătit mult mai mare, astfel că pot găti mai multe alimente odată. Acesta are un senzor automat de detectare a grosimii cărnii, astfel că fiecare preparat va fi gătit perfect de fiecare dată. Plăcile grătarului sunt antiaderente și se pot spăla și în mașina de spălat vase.
Grătarul are 9 programe automate, printre care și un program pentru fructe de mare, pe care le vom folosi și noi astăzi. Vom porni așadar grătarul, vom selecta programul pentru fructe de mare și vom apăsa tasta OK. În acest moment, așteptăm ca grătarul să se încălzească. Când va fi perfect încălzit, ne va atenționa printr-un semnal sonor. Grătarul s-a încălzit, așa că putem pune frigăruile. Voi începe cu cele grecești. Le voi pune și pe cele în stil chinezesc. Și voi termina cu cele în stil indian. Închidem grătarul și lăsăm să gătească frigăruile, iar când vor fi gata, ne va atenționa printr-un semnal sonor. Când s-a auzit semnalul sonor, iar cel luminos este roșu, creveții sunt gata. Arată foarte bine și miros minunat. Voi scoate frigăruile de pe grătar. Voi proceda în același fel și cu restul frigăruilor rămase. Dragii mei, acestea au fost cele 3 rețete de creveți la grătar, pregătite cu ajutorul grătarului Tefal OptiGrill XL. Avem aici frigăruile în stil indian, foarte bine condimentate și ușor picante, pe cele în stil chinezesc, cu sos de soia și ananas, și pe cele în stil grecesc, cu arome de oregano și usturoi. Sunt foarte gustoase, aromate, le puteți servi alături de sosurile voastre preferate și sper din suflet să încercați și voi cel puțin una din aceste rețete. La revedere!